Constanța beneficiază de cel mai mare graffiti din România, care se întinde pe o lungime de 1350 de metri pătrați. 25 de artiști din toată țara s-au aliniat la startul competiției Street Art Contest în dana 45 a portului din Constanța. Văzuți de unele autorități drept huligani, tinerii artiști arată că talentul bate prejudecățile. E destul de complicat. E o chestie care se învață în timp, în mare parte. La cât ai început să faci primul graffiti și ce te-a determinat? Păi, anturajul, în primul rând, prietenii care făceau înainte chestia asta. Și de apucat e un lucru pe care îl vezi, îți place și îl încerci. Și de acolo depinde de tine dacă vrei să faci asta în continuare sau să le experimentezi și atât. Dacă alte țări europene permit tinerilor să deseneze în locuri special amenajate, România continuă să considere grafitiul o activitate la limita legii. Street Art Contest este primul eveniment de acest gen organizat la Constanța. Cele mai bune trei lucrări care vor schimba fața cenușii a portului vor fi premiate. Pentru noi ce fac ei e mai mult decât un scris pe perete, e un desen, fiecare are interpretarea proprie, înseamnă ceva, are o valoare. De aceea credem că e important să fie promovat și ajutați în sensul ăsta, într-adevăr, în locurile unde se pot realiza aceste desene. Organizatorul nostru îi va premia cu 500 de euro pentru câștigător, pentru locul 1, 300 de euro pentru locul 2 și 200 de euro pentru cel de-al treilea loc. Pentru a acoperi întreaga suprafață, artiștii au nevoie de 1400 de spray-uri colorate, vopseluri, schele metalice și platforme electrice. Street Art Contest deschide oficial seria de acțiuni și evenimente dedicate artei urbane și culorilor la Constanța în anul 2014. Meeting of Styles este cel mai cunoscut eveniment de street art din lume. Evenimentul de astăzi deschide o serie de acțiuni și evenimente dedicate culorilor la Constanța în 2014, prin care ne dorim să primim o distincție pentru orașul Constanța drept orașul culorilor în 2014. În august anul acesta va avea loc evenimentul Meeting of Styles, cel mai mare eveniment dedicat street artului din lume, punând orașul Constanța alături de orașe precum Los Angeles, Barcelona, Londra, Tokyo și așa mai departe. Tema grafică a competiției este reprezentată de Marea Neagră, portul Constanța și istoria orașului.